Vasul în care țin cafeaua e aproape plin. E bine, fiindcă, deși sunt o mare băutoare de cafea, nu-mi place să aștept să se fiarbă. Apoi, nici nu am răbdare să se răcească. Mama mea ura lichidele fierbinți. Parcă o văd. Se înfuria când ceaiul sau cafeaua nu se răceau, mai ales când treburile ei nu suportau amânare. Iar mă dor amintirile legate de ea și ca de fiecare dată când parfumul acestei flori acum inexistente mă împresoară, inima galopează ca un armăsar obosit ce vrea să-și găsească sfârșitul pe același hipodrom pe care a alergat o viață. Ia o carte din cele pe care le-am primit în dar de la Manuela. Deschid oriunde, sperând să-mi astâmpăr galopul inimii. Trecutul e drum lunecos, astupă urechi în căderi, mă poartă prezentul sticlos în repezi imagini de ieri. Fug de pe drumul trecutului, las cartea deoparte și mă bucur de cafeaua care mi-a rămas fidelă atâtea zeci de ani. Poate că este și ea un drum lunecos, așa cum este trecutul, văzut de poeta mea dragă, dar nu pot renunța la ea. Pornesc radioul, care este fixat pe același post. El mi-a legănat copilăria. Ascult o muzică adevărată care oglindește sufletul omului civilizat. Tihna mă copleșește treptat. Pereții odăii mele par un scut care mă apără de tot ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, micul meu univers din ce în ce mai periculos. Vocea Adelei, crainica postului meu preferat, care seamănă cu un voal de mătase întins pe drumul către urechile și inima mea, mă învăluie treptat. Pun cafeaua pe măsuța de alături și mă las purtată de prezentatoare în lumea pe care doar ea știe să o alcătuiască. Ce minune trăim! De fiecare dată când ne întoarcem acasă, fără să pricepem câtă binecuvântare primim între pereții căminului nostru. Toate primejdiile de din afara casei dispar imediat ce fotoliul din odaie le primește ca pe niște fii rătăcitori. Crainica vorbește despre ideea de sacrificiu și invit ascultătorii să-și exprime părerea. Întreabă, dezbate, îi se răspunde. Azi nu particip la discuții, deși sunt tentată să-i transmit câteva opinii care stau de veche în mintea și în inima mea, așteptând momentul să fie exprimate verbal sau în scris. Dar sunt prea obosită să pot colabora. Însă îmi răspund mie, doar mie. Gândul îmi zboară la mama, la toate mamele bune din lumea aceasta, care știu cel mai bine ce înseamnă jertfa de sine. Mă înfioară faptul că mai toate mamele primesc doar reproșul că nu au făcut destul pentru fiii ei. Chiar dacă acești judecători nedrepți nu cunosc multe dintre sacrificiile pe care sărmana mamă le-a oferit celor mai dragi ființe din viața lor. Și fiindcă tot aud despre sacrificii,
gândul mi se oprește și la poeții buni ai neamului românesc, poeții de altă dată, cei de acum și, mai ales, cei ce vor rămâne pentru totdeauna, mă face să-mi amintesc de cei ce nu mai cunosc altă trăire, altă bucurie sau altă povară în afara poeziei. Nu am cunoscut mari poeți ai nației noastre, iar poveștile despre ei, adevărate sau nu, le-am citit cu toții. Totuși, în ultima vreme, mi-a fost dat să mă apropii de cei ce poartă acum pe umerii lor această povară dulce, numită arta scrisului în versuri. Acești oameni văzuți pe stradă aproape că nu-ți spun nimic. Trec gânditori, străini de lumea în care viețuiesc, cu voia sau fără voia lor. O primesc de cele mai multe ori ca pe un dat pe care nu-l pot refuza, ca pe o pedeapsă de care nu poate scăpa decât atunci când se opresc din scris. Iată, azi am văzut-o pe Manuela. Nimic nu o deosebește de femeile pe care le întâlnești zilnic, în drumul spre slujbă, prin piață sau prin teatrele pe care le frecventezi. Numai că, deși îi citești poemele, vei înțelege că dincolo de o imagine obișnuită, pe care, din păcate, punem atâta preț, există un spirit nobil care se destăinuie doar petecului de hârtie. Însă, din fericire pentru mine, am devenit o apropiată a ei, iar asta mă face să deslușesc câteva dintre trăirile ei, să înțeleg obiectivele pe care dorește să le atingă, durerile, florile pe care le adoră, păcatele pe care nu le acceptă în viața ei sau ale semenilor. Știu deocamdată că în decursul a 12 ani, evoluția bolii de care suferă nu s-a oprit. Diagnosticul este numit seringomielie. El afectează celula nervoasă la nivelul măduvei spinării. Nu prea există remedii împotriva acestei afecțiuni. Singura intervenție care poate încetini evoluția bolii este o intervenție neurochirurgicală la nivelul zonei afectate pe măduvă. Din anul 2009 nu mai activează în câmpul muncii, pentru că diagnosticul i-a afectat sistemul motor, lovind musculatura mâinilor și a picioarelor totodată, fiind afectate și încheieturile, astfel încât articularea degetelor aproape că nu se mai realizează. Chiar dacă în poezia ei spune cititorului că nu trebuie să-mi știi numele, nu trebuie să-mi cunoști chipul, trebuie doar să-mi citești versurile, mă vei găsi în fiecare strofă. Acolo, un strop din sufletul meu va fi al tău. Eu am norocul să aflu mai multe despre ea. Niciodată nu mi-am putut explica anumite fenomene care se petrec în și cu viețile noastre. Poate că nici nu trebuie să încerc să fac asta, ci doar să accept tot ceea ce se întâmplă. Totuși, uneori mă întreb de ce se întâmplă astfel de lucruri incredibile, de dureroase și de logice. Cum permite Dumnezeu ca un copil să sufere cu boli incurabile? Cum se poate ca Ștefan Lucian să fie atât de bolnav încât să nu mai poată ține pensula în mână? Cum de John Milton a orbit complet la vârsta de 44 de ani? Lermontov, celebrul pentru poemul său Demonul, a murit la doar 27
de ani în urma unui duel, iar el a știut asta fără să intervină. Ațipesc, pierdută printre gânduri, întrebări, cărora nu le găsesc răspunsul, dar înțeleg măcar că nici nu trebuie să le mai caut. O ceartă între două vrăbiuțe mă trezește. Probabil că am adormit suficient cât să mă odihnesc, fiindcă framătul și trilurile micuțelor mă înviorează instantaneu. Am câteva boabe de greu pe care îi le aștern pe pervaz. Închid fereastra ușor și aștept să le văd cum se întorc și mai ales cum mănâncă. Mâncarea. Necesarul absolut al tuturor vietăților, pentru care atâta vreme cât trăiesc, sunt obligate să se zbată permanent. Dacă sunt sătule, animalele devin aproape inofensive, indiferent de ferocitatea lor. Doar în perioada de împerechere devin mai agitate. Prea zilnica pâine, cum spunea maestrul Păunescu, include oarecum și omul în aceeași categorie. Însă mama mea spunea că noi oamenii, deși se presupune că suntem conștienți de existența și rolul nostru pe pământ, nu ne mulțumim doar cu confortul de a fi sătui. Sigur că rezultatul inteligenței noastre impune un alt fel de a exista, mult diferit de cea a sălbăticiei. Totuși, spunea ea, așa zisul nostru necesar depășește de multe ori cu mult legile bunului simț ale celor 10 porunci. Păsărelele se apropie de greul înșirat pe mai toată suprafața pervazului. E destul cât să se sature cel puțin 10 vrăbiuțe. Ciugulesc unesați, fără să mai ciripească. Stau ascuns în spatele perdelelor și le urmăresc. Doi porumbei planează spre pervazul care a devenit punctul meu de observație. Fâlfuitul aripilor le sperie pe micile făpturi. Țopăie alături de grăunțele din care se înfructaseră până acum, dar rămân într-o expectativă interesantă pentru mine. Zâmbesc amar, gândind că, fiind mici, va trebui să părăsească locul binecuvântat pentru ele, dar mă înșel. Le știu obraznice, însă nu observasem cât de curajoase sunt. Le urmăresc și văd că, în scurt timp, așezându-se alături de porumbeii care mai că se retrag din fața gureșelor vrăbii, ce se strecoară și se postează fără frică acolo unde grâul este mai mult. Nu mă mir că simbolurile păcii nu opun deloc rezistență, ba le lasă chiar să mănânce, însă mă surprinde agresivitatea vrăbiuțelor. Chiar și porumbeii se îndepărtează ușor, mirați de atacul lor furibund. Mă retrag. Am văzut destul. Scena aceasta mi-amintește de tatăl meu, care întotdeauna făcea comparație între comportamentul animalelor și cel al oamenilor. Dincolo de personalitatea fiecărei vietăți, există tipicul comportamental al fiecărei rase. Însă, mai spunea că oamenii sunt mult mai periculoși decât animalele, fiindcă animalele atacă doar atunci când îi stăpânește foamea sau le încalci teritoriul. Omul găsește de cuvință să te distrugă, chiar și din orgoliu, de dragul trădării sau al enfazei.
Catiorucu. Fragment din Lumina Destinului.